Galateni 2:20. Spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Aici, de asemenea, Apostolul Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Când a fost Pavel răstignit împreună cu Hristos? Cine știe? Când s-a întâmplat acest lucru? Așa, și a fost răstignit cu Hristos? Ce a avut în vedere? Și-a răstignit viața. S-a răstignit, nu firea, pe sine. Deci spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Întrebarea este, tu te-ai răstignit împreună cu Hristos? Ți-ai răstignit viața ta împreună? Apostolul Pavel spune că el s-a răstignit împreună, el a fost răstignit împreună cu Hristos. Fizic, noi știm că el nu a fost răstignit împreună cu Hristos. El se referă la identificarea lui cu crucea lui, Hristos. El fiind în viață, se considera răstignit împreună cu Hristos. Și spune că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Spune că am fost răstignit, dar trăiesc. Și spune că dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Pentru că El a fost răstignit. Deci, a ști ce înseamnă a fi creștin, înseamnă să știi că ești răstignit. Când te-ai întors la Dumnezeu, când ai spus, Doamne, fii Domnul meu, înseamnă te răstignești pe tine, împreună cu Hristos. Și trăiești în trup. Dar nu tu trăiești, ci Hristos trăiește în tine. Ce a făcut Hristos? Ce înseamnă să trăiască Hristos în trupul tău? Practic, trebuie trupul tău să facă fix ce a făcut Iisus Hristos. Deci, în primul rând, El nu trăia pentru El, da? În al doilea rând, El, toată viața Lui a dedicat salvării oamenilor, ducerii Evangheliei și mântuirii. Zi și noapte, asta era visul lui. Singurul lui scop, să facă ucenici, să instruiască și să salveze alți oameni, să zidească biserica și ca acești ucenici mai departe să poată să meargă, pentru că el i-a trimis și a spus, voi mergeți și faceți ceea ce eu v-am poruncit.